Dragi prieteni ai proiectului Împreună, am bucuria și onoarea să vă salut în numele Domnului Isus Hristos. Suntem în ziua cu numărul 222 al proiectului Împreună și totodată a anului 2023. Vă invit să medităm asupra Cuvântului Lui Dumnezeu rânduit pentru ziua de astăzi. Avem patru texte biblice. Primul text la care aș dori să medităm, se află în Cartea Ezra, capitolul 10, unde omului Dumnezeu Ezra îl găsim în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, mărturisind și plângând păcatul poporului său înaintea lui Dumnezeu și pe lângă celelalte abateri care ei l-au avut, s-a adăugat și acesta de a se fi căsătorit unii dintre ei cu femei străine, ceea ce cuvântul lui Dumnezeu nu le îngăduia. Și în timp ce omul lui Dumnezeu se ruga și plângea păcatul înaintea lui Dumnezeu, ne spune cuvântul Domnului că a venit șecania la el și a recunoscut și el păcatul poporului săvârșit prin faptul că s-au căsătorit cu femei, dintre niamuri și îl încurajează pe Ezra ca să stea de vorbă cu căpetenile preoților, căpetenile leviților și a poporului și omului Dumnezeu Ezra ne arată cuvântul că a stat de vorbă cu căpetenile poporului, a preoților și i-a îndemnat ca să vorbească poporului ca să ia această hotărâre de a se despărți de femeile pe care le-au luat în căsătorie copiii robiei. Și ne arată cuvântul lui Dumnezeu, versetul 9, s-au strâns în timp de trei zile, au venit toți bărbații din Iuda și din Beniamin s-au adunat la Ierusalim, iar omului Dumnezeu Esra le-a vorbit despre uh, păcatul acesta și în versetul 10 spune Ați păcătuit luând femei străine și ați făcut pe Israel și mai vinovat. Mărturisiți-vă cum greșeala înaintea Domnului Dumnezeul părinților voștri și faceți voia Lui. Despărțiți-vă de popoarele țării și de femeile străine. Și toată adunarea a recunoscut păcatul acesta săvârșit înaintea lui Dumnezeu și au rămas doar căpetenile și au rânduit anumite zile în care fiecare din cei care se căsătoriseră cu femei dintre neamuri să vină înaintea poporului și să se despartă de aceste femei și astfel să alunge mânia lui Dumnezeu de peste ei, aducând jerfe pentru vină înaintea lui Dumnezeu. Ceea ce este o învățătură pentru noi și în vremurile acestea, cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă prin Apostolul Pavel atunci când cineva vrea să căsătorească un băiat, o fată, lucrul acesta poate să-l facă doar în Domnul. Adică atât băiatul cât și fata sau Bărbatul sau femeia, după caz, să facă parte din poporul lui Dumnezeu, să fie credincioși lui Dumnezeu și să nu-și ia de soții sau de soți pe cei care nu sunt din poporul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să binecuvânteze pe toți tinerii care vor să-și întemeze o familie, să o în Domnul. Al doilea text la care aș vrea să ne oprim îl găsim în. 1 Corinteni capitolul 6, tot capitolul de la versetul 1 la versetul 20, unde apostolul Pavel în prima parte a acestui uh, capitol are un cuvânt aspru de mustrare pentru biserica din Corint, datorită faptului că între ei erau anumite neînțelegeri, anumite probleme cu privire la lucrurile privitoare și la viața aceasta. Iar mai grav era faptul că ei, în loc să meargă la liderii bisericii și să rezolve aceste neînțelegeri în biserică, au apelat la judecata celor care nu făceau parte din biserica Domnului. Iar lucrul acesta este un lucru negativ înaintea lui Dumnezeu. Dacă îndemnul care îl avem pentru fiecare dintre noi. Dacă sunt anumite probleme, cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă să le rezolvăm, să apelăm la oamenii din biserică oamenii duhovnicești. Pentru că așa cum spune Apostolul Pavel în altă parte, în 1 Corinteni, capitolul 2, versetele 13 la 15, ne îndeamnă și spune că omul duhovnicesc poate să judece orice lucru, iar omul firesc nu poate să judece lucrurile spirituale. Pentru că este nevoie de ca să se judece lucrurile spirituale este nevoie de oameni duhovnicești și este nevoie de o atitudine duhovnicească. Apoi, în partea a doua a acestui. Capitol, ne arată Apostolul Pavel cât de important este să ne ferim de păcatul acesta al adulterului, pentru că este un păcat săvârșit împotriva trupului nostru, iar noi, ca și copiii lui Dumnezeu, ca și oameni care l-am primit pe Domnul Isus Hristos în viața noastră, iar avem o relație personală cu El, suntem chemați să ne alipim de Domnul și să fim un singur Duh cu El pentru că ne arată cuvântul lui Dumnezeu că noi am devenit temple ale Duhului Sfânt și Duhul Sfânt este Cel care locuiește în noi. Noi am fost cumpărați cu un preț, s-a plătit un preț enorm pentru mântuirea sufletelor noastre și suntem chemați să-L proslăvim pe Dumnezeu atât în trupul nostru, cât și în Duhul nostru și în sufletul nostru și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin.